Concursul s-a desfășurat pe parcursul a două zile, timp în care participanții, reprezentanții a echipajelor de pompieri profesioniști din toată țara, au fost supuși la mai multe probe de îndemânare. Cei din Mehedinți au fost primii și de această dată. Pompierii mehedințeni s-au clasat pe locul întâi, așa cum au făcut-o și în ultimii 8-10 ani. Au reușit să iasă învingători la etapa zonală a acestui concurs. Au avut de parcurs 4 probe practice, și anume scara de fereastră, pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta de 400 de metri și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. Să urmărim o scurtă demonstrație de eficiență în ceea ce privește una dintre probele practice la care au fost supuși toți acești candidați, și anume proba scării de fereastră. Pe lângă această probă, echipajele au alergat pe o pistă cu obstacole lungă de 100 de metri. S-au avut de realizat în timp cât mai scurt dispozitivul de intervenție la motopompă. Acum se așteaptă centralizarea rezultatelor la nivel național pentru a vedea dacă pompierii mehedințeni vor fi selectați pentru etapa finală a acestui concurs. Sperăm ca timpul obținut la acest concurs să le poată permite să meargă mai departe la etapa națională a acestui concurs. În ultimii 8 ani, echipajul pompierilor mehedințeni a reușit de fiecare dată să se claseze pe locul întâi. Astfel de examinări reprezintă practic o verificare de bun augur a calităților dobândite în timp ale celor care luptă zi de zi pentru a salva viețile semenilor din jur.